Horoscopul de astăzi aduce vești proaste pentru două dintre zodii. Acestea nu se vor căsători niciodată și nu vor apuca să îmbrace superba rochie de mireasă. Iată despre cine este vorba. Cu siguranță, multe femei de-abia așteaptă ziua nunții, ziua în care vor fi cele mai frumoase și în care vor îmbrăca o rochie albă. Desigur, sunt și doamne și domnișoare care nu-și doresc acest lucru, dar cine suntem noi să le judecăm? Trebuie să-ți spunem că există două zodii care nu vor îmbrăca niciodată rochia de mireasă. Este vorba despre femeile născute în zodia Taur și cele născute în zodia Leu. Femeile Taur nu se vor căsători niciodată, nici nu își doresc și nici nu fac un anume scop din acest lucru. Consideră că o relație poate funcționa și fără căsnicie și că un act nu aduce nicio schimbare majoră în viața lor. Nativele Taur iubesc pătimași, însă sunt de părere că iubirea poate fi uneori nocivă, așa că știu să își țină partenerii de viață la distanță atunci când simt că se întrece măsura. Femeile Taur sunt independente, așa că niciodată nu vor accepta să stea acasă și să nu facă absolut nimic. Le place munca și sunt mereu gata să-și câștige banii pe cont propriu. Partenerii de viață trebuie să fie mult mai potenți din punct de vedere financiar decât ele, căci acesta este un aspect cheie în relația cu femeia Taur. Aceasta va fi mereu interesată de jobul pe care îl are bărbatul care o curtează, pe care vrea să îl accepte în viața ei. Îndrăzneață consideră că o nuntă este o pierdere de vreme, așa că dacă te îndrăgostești de o nativă Taur, trebuie să fii pregătit să nu te căsătorești niciodată. Cea de-a doua zodie feminină care nu va îmbrăca niciodată rochia de mireasă este zodia Leu. Această nativă este extrem de încăpățânată și orgolioasă, motiv pentru care toți partenerii de viață pe care i-a avut de-a lungul timpului au preferat să o înșele sau să o părăsească pur și simplu. Gura livă și certăreț este tare greu să fie în grațiile unei femei Leu. Aceasta consideră mereu că le știe pe toate și nu se dă înlături de la nimic atunci când vrea să le demonstreze tuturor acest lucru. Niciun bărbat nu va fi suficient de răbdător încât să înțeleagă faptul că la el în casă urmează să cânte găina, nu cocoșul, așa cum este normal în majoritatea căsniciilor. Cu toate acestea, nativa Leu nu va fi deloc dezamăgită de faptul că nu se va căsători, ba dimpotrivă. La un moment dat va ajunge la concluzia că o căsnicie i-ar fi luat din spiritul libertin și că n-ar mai fi fost ea însăși. Dacă și tu ești Taur sau Leu, este important să analizezi cu atenție spusele astrologilor și să te gândești dacă te regăsești sau nu în aceste situații, relatează click.ro.